Ne-am întors, doamnelor și domnilor, vorbim despre pensiile private, un subiect care cu siguranță vă interesează. Practic 7 milioane de români sunt interesați de subiectul acesta. E un fond acolo de 7 miliarde de euro. Și ce să vezi, cei de la fondul, cel mai mare fond de pensii private, așa au anunțat clienții că se pregătește naționalizarea. Vreau să vedem ce reacție a avut ministrul de finanțe și apoi să analizăm aici, să vedem, e doar un zvon, de unde până unde și ce au de gând să facă practic cu acei bani. Mi este foarte greu să explic cum este posibil ca o companie, administrator de fond de pensie, să propage informații incorrecte care ar putea să aducă efecte negative chiar în legătură cu performanța propriului portofoliu de instrumente financiare. Îmi este greu să explic, deoarece nu există nicio rațiune de ordin politic, economic, bugetar, financiar. Pilonul 2 de pensie în România este o schemă de succes, știm cu toții. Randamentul este foarte bun. Aproape cifra celor care sunt incluși în această schemă depășește cu mult 6 milioane de români. Capitalizarea este peste 7 miliarde de euro. Am avut consultări cu reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară și i-am rugat să-i convoace pe administratorii implicați în gestiunea pilonului 2 de pensii pentru a închide definitiv acest subiect și a comunica în mod oficial și în mod unanim că nu există un astfel de scenariu posibil. Da, iar domnul Liviu Dragnea anunță în această seară că, mă rog, toată conducerea ASF o să fie demisă și că Mișu Negrițoiu a lansat zvonul acesta și, de asemenea, că cei de la ING Olanda tratează România ca pe o colonie. Domnul avocat, vă întreb pe dumneavoastră, în ce condiții, ce înseamnă, haideți să explicăm oamenilor, naționalizare, adică ce să se întâmple? Adică să iei dreptul companiilor private de a administra un domeniu economic al României și să treci la sistemul de administrare statală. Numai că aici ministerul și respectiv miniștrii nu ar trebui să teamă ca atunci când societățile comerciale, persoanele juridice private reacționează și aduc la cunoștința opiniei publice anumite pericole, riscuri administrative, se iasă și să încerce să combată teoretic doar că este un zvon, nu. Au suficiente mecanisme și pârghii ca, la nivel guvernamental, să prezinte clar că informația respectivă nu este susținută financiar și respectiv economic. Trebuie să aducă la cunoștință cetățeanului că nu există un risc din acest punct de vedere și atunci nu face altceva decât să constatăm că orice societate comercială sau un privat este practic o opoziție publică la ceea ce înseamnă administrarea efectuată de către guvern. Nu trebuie să teamă guvernul unei țări de faptul că o societate, chiar dacă are un capital social însemnat la nivel public, aduce la cunoștință anumite informații care să decredibilizeze actul de guvernare. Deci nu se justifică reacțiile astea pe care le-am văzut și la domnul ministru și la domnul Liviu. Nu, un tehnocrat vine și ne prezintă, astfel încât să înțelegem cu toții că există un capital financiar puternic pe următoarea perioadă, 5-10 ani, care nu poate fi afectat, aducându-ne niște cifre, astfel încât oricare dintre noi să înțelegem că nu este risc de afectare a pensiilor sau nu există risc de afectare a asigurărilor. Ați observat totuși că ultima perioadă am avut acea degringoladă în sistemul asigurărilor. Da. Da, mie mi se pare, în schimb, trebuie să recunosc, nu sunt un fan al guvernului PSD, a existat o poziție, cred că din partea lui Cătălin Predoiu de la PNL, care a avertizat că există această discuție, această posibilitate, cum văd că se discută pe la colțuri acum și despre eliminarea cotei unice, nu știu dacă știți. Un alt lucru care are un impact mult mai mare asupra românilor. Și la fel nu există o dezbatere publică serioasă. Nimeni nu-și asumă acest proiect și ne trezim cu astfel de proiecte așa pe ultima oară. Cam cum ne-am trezit în iarna asta cu niște proiecte de-astea ajunse la 12 noaptea la guvern. Pentru că ele vin din altă parte, mi se pare. Pentru a acoperi impactul bugetar
care este uriaș pentru toate aceste măriri. Dar se poate face, apropo de inginerii din astea, să pot transfera banii ăștia, să acopere găurile? Nu știu, dar se discută pe la colțul despre acest lucru. Domnul Predoi a tras acest semnal de alarmă, a ieșit această discuție, mi se pare stupidă și reacția companiei NNN, ING de fapt, această reacție care este absolut stupidă, în care răspunsul este, dom'le, ING a trimis un e-mail privat. Un e-mail privat, așa spune. De informare, da. Da, un e-mail privat la 300.000 de oameni. Păi, nu vă supărați, da. Oamenii ăștia nu cred că, cred că ne insultă inteligența. Cum adică ai trimis un e-mail privat la 300.000 de clienți? Un e-mail privat la 300.000 de clienți înseamnă că un milion de oameni, dacă fiecare are 2-3 membri de familie, că un milion de oameni, un milion de români, au primit un e-mail de la o firmă de asigurări, adică pentru un român primește de la o bancă sau o firmă de asigurări, chiar dacă e privată, e o științare oficială, un e-mail privat. Dragă clientule, bă, s-ar putea să așa. Nu, dimpotrivă, clienții sunt îndemnați în acest mesaj pe care l-am citit să ia atitudine publică împotriva acestei posibile potențiale naționalizări. Eu nu spun că PSD-ul nu s-ar fi gândit la această posibilitate, ceea ce este monstruos dacă s-a gândit la ea. Cum mi se pare că e foarte periculos, da, și eliminarea cotei unice. Se discută despre naționalizare. Dar să trimiți un e-mail la un milion de oameni, fără să ai o hârtie oficială de la guvern. Doar așa că ți se pare ție că se pregătește o naționalizare și după care să spui că e un e-mail privat, mi se pare iarăși penibil pentru compania în cauză. Iosif Buble? Nu știu, eu mă gândesc ce ar fi făcut dacă s-ar fi fost o bancă, că vorba lui Sabin, primești de la o bancă hârtie. Dacă îți primești de la bancă hârtie și spui, știi, contul tău e un pic în pericol, că sunt niște probleme, nu știu, cineva a spart, a luat niște bani, nu știu, mi se pare un pic irresponsabil ce au făcut, ce a ieșit guvernul până acum, am putut să clarificat. Nici a luat banii ăia nu e o mare șmecherie, pentru că s-a întâmplat în Polonia, s-a întâmplat în Ungaria, adică lucrurile astea s-au întâmplat în multe țări. E o decizie politică, până, dacă se face sau nu se face. Dar compania să vină să spună, se pare că, luați atitudine, cu alte cuvinte, noi avem informații că, și atunci banii voștri ieșiți în stradă, cam asta a fost menirea. Iar faptul că se indică spre ASF, într-adevăr, eu prima dată am auzit, mi se pare, din ce am văzut în presă, totul a plecat de la conducerea ASF-ului, care a dat informații pe surse și nu de la domnul Predoiu. Domnul Predoiu spunea lucrul ăsta în fața membrilor de partid, da, să facă, să se să zică ceva și ei acolo, liberalii. Am văzut că au spus și USR că au și ei dovezi cum că exact asta se pregătește, asta pregătește PSD-ul. Trebuie să e trist că opoziția discută pe zvonuri și asta fac ei. Adică ei spun, domnule, se pregătește. Joc așa. Politic, joc știu, politic până da, la capăt. Totuși, dacă vrei să faci ceva, spui, ăia fac asta, noi propunem ăsta la lucru, e bun sau nu e bun? Ăia pot să facă, noi nu putem să facem, dacă îmi venim, noi facem altceva. Eu nu vreau să spun că e bine, că eu nu mă pricep la zona asta economică, doar că jocul pare unul de imagine și... Da, aș fi vrut să vorbim puțin și despre impozitul pe gospodărie, impozitul pe venit global. A explicat domnul ministru al finanțelor, oricum bănuiesc că lucrurile astea vor fi puse la punct în perioada următoare, dar... Înțeleg că fiecare familie își va socoti acest impozit la sfârșit de an, o să vină niște consultanți fiscali ca și medicul de familie. De unde o să-i scoată? Nu știu, n-am înțeles. De unde o să-i scoată? A zis că până, așa ne promite guvernul, până la sfârșitul anului, guvernul PSD va scoate din joben, nu știu, 50.000, 20.000, 100.000 de consultanți fiscali care să dea consultanță fiscală tuturor contribuabililor din România. Adică milioane de oameni din România. Toți obligatori. Să fie. Eu adică vă spun de acum, nu că nu dau seama. Vă spun că dau seama. Va fi un haos general în România. Să faci această schimbare nediscutată, foarte așezată înainte, va însemna un haos total. Dar tare mi-e teamă că va însemna și niște bani făcuți frumoși de tot felul de oameni. După principiu, hai să înscriem 1.000 de oameni la noi, la că suntem consultanți fiscali și o să iasă iarăși un haloimăț la fisc. Pe vremuri erau toți... ce era în justiție, să fim toți ăștia negociatori sau cum se numește, mediatori. Acum să fim toți consultanți fiscali. Nu știu, eu am înțeles că e un fel de sistem paralel la ce e acum și contribuabilul va alege dacă va vrea să fie pe un sistem sau pe altul. Așa priceput eu, nu mă pricep foarte bine, dar din ce înțeleg că vor să facă legea asta, nici asta nu e foarte clar ce fac. Vezi? Și comunicarea asta la PSD e foarte proastă. Să zicem că fac lucruri bune, că au descoperit comoara lui Aladin, au bani să dea. Dar toți primesc și toți sunt nemulțumiți. Am văzut toate sindicatele nemulțumite. Acum la fel zice, vrem să facem bine. Păi dacă vrei să faci bine, prezintă-l frumos, să pară... Lasă că o să fie una, o să fie și o parte bună, oamenii o să-și socotească, o să vadă exact câți bani dau la stat și cât de prost sunt folosiți acești bani de administrație. Foarte și e și asta un lucru bun. Stat pentru ce face statul român pentru noi. Asta e un lucru excelent. Vedeți ce este nevoie în administrarea, mai ales națională, prin guvern, să existe o comunicare clară, predictibilă și coerentă.
mai ales în domeniul legislației fiscale, ai o obligație ca să nu modifici o legislație fiscală și să aduci noi impozite decât după o dezbatere publică, astfel încât persoanele cărora tu te adresezi ca virgulă guvernant să înțeleagă care sunt mecanismele ce urmează a fi implementate peste 6 luni sau peste un an. Nu este așa de ușor să vii să transferi mecanismul de colectare de la colector, adică de la guvernanți, către guvernat, adică către cetățean. Cetățeanul să devină propriul contabil, astfel încât statul să-ți trăiască într-o pasivitate și, pe urmă, să-l acuze pe cetățean că n-a calculat cum trebuie. Nu mai avem timp, dar pe final aș vrea să vă arăt, domnilor, o...